Feli a lansat o nouă piesă, se numește Creioane colorate. Creioane colorate pe asfalt, do re mi fa sol la si do si așa rănite. Hai că știi. Zici și îmi place așa. Un clip foarte drăguț, cu mulți oameni cu chipuri interesante care desenează pe un geam. Cu ce? Cu creioane colorate. Îl țin curat și de pe atunci te-am desenat în sufletul meu. Te-am căutat prin basme și povești. E, clipul a fost făcut de aceeași regizoriță care a făcut și clipul lui Smiley, I Wish, despre care spuneam că este o copie fidelă a filmului The Beach cu Leonardo DiCaprio. When you develop an infatuation for someone, you always find a reason to believe that this is exactly the person for you. It doesn't need to be a good reason. Taking photographs. Well, good night. Hello to you. So so much to do. What so much to do. Ei bine, de data asta am fost plăcut surprins să văd că doamna domnișoara regizoriță, Catrinel Dănăilă, nu s-a mai inspirat de la Hollywood. Ideea clipului cu oameni expresivi, foarte diferiți, care desenează pe un geam, e mai de Acote, de la Paris. Mai exact, de la clipul lui Zaz pentru Onira. Castelul tău, îl țin curat și de pe atunci te-am desenat în sufletul meu. Te-am crezut. Dar ce-ai făcut, boss? Păi e groasă dacă vede francezii videoclipul ăsta. Tu nu-ți dai seama că îi dă lui doamna regizoare 200 de euro și o trimite la București ca să nu mai fure de la parisidei, știi cum zic? Și dacă tot vorbim de municipiul reședință de județ Paris, Stranda a lansat piesa Fashion. Fata mea e fashion, super, super fashion. Tot ce vede și visează este numai fashion. Și știe el foarte bine că fashionul e la el acasă unde? La Paris, Londra și Milano! Moda, 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 despre asta este vorba. Milan, Paris sau Londra? Milan, Milan, Paris sau Londra? Se spune Milano, nu Milan, dacă e să ne referim la orașul din Lombardia, capitală a modei. Milan este o pasăre răpitoare de zi din regiuni calde și temperate, cu coadă ca rândunicii care vânează insecte din zbor. Dar Milanul nu mai este la modă, pentru că anul ăsta nu se mai poartă Milanul, ci se poartă Cotofanul! Liviu Teodorescu, în schimb, se inspiră din Statele Unite pentru că vrea să devină un Justin Bieber al României. Ca voce, cu siguranță, poate, după părerea mea, este una dintre cele mai bune voci masculine de la noi. Și văd că a început să lucreze și la clipuri în stilul Bieber. Spuneam că în Where Are You Now, Justin e înconjurat de foarte mult vrej. A urmat exemplul și Liviu în noua lui piesă Târziu. Știu că am greșit, ce am suferit amândoi, poate nu va mai fi vreodată ceva între noi. Iar marea provocare pentru Liviu abia acum vine. Săptămâna trecută Justin Bieber a fost surprins de paparații la Bastonul Gol în vacanță în Bora Bora. Liviu, acum n-avem pretenția să te duci în Bora Bora. În Mamaia nu mai ai ce să faci, dar poți să încerci schema lui Bieber la Căciulata, Călimănești, Herculane. Dar Liviu, vezi că Bieber a fost în vacanță cu ea. N-o să-și cerem imposibilul, dar fă-ne mândri, Liviu. Fă-ne mândri. Piesa pe care o pun pe repeat se numește Never Leave și vine de la DVBBS. Așa-i cheamă. 70's, we sing the-
Poliția muzicii se oprește aici. Vă mulțumesc pentru sugestii. Să-mi trimiteți în continuare pe pagina mea de Facebook, vă rog frumos. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.